Binecuvântat să fie Domnul! Într-o lecție trecută am vorbit despre cele două legăminte, vechi și nou testamental, iar în această seară vom vorbi despre cele două temple sau despre templele vechiului și respectiv ale noului legământ. Vreau să vă amintesc cele spuse de Apostolul Pavel în Evrei 6, când a zis că este cazul să studiem și asemenea noțiuni sfinte după ce ne-am lămurit despre baza credinței noastre, a pocăinței și a lucrurilor esențiale în mântuire. Evident că vom mai vorbi și despre acelea, pentru că în biserică mereu avem noi oameni care pornesc în studiul lucrurilor sfinte, dar în același timp trebuie să parcurgem și etape mai deosebite, ca să nu spun mai înalte, pentru că doar Dumnezeu poate să ne dea lumină și să considere El ceea ce este începător sau ceea ce este mai aprofundat. Oricum, în Vechiul Testament avem de-a face cu un cort, apoi cu un templu al lui Solomon și apoi chiar cu un alt templu reconstruit după revenirea din exilul babilonian. Nu știu exact câtă importanță ați dat acestor lucrări, dar vă amintesc într-o idee că Dumnezeu a consacrat creației două pagini în Scripturi și construirii cortului 10 de pagini. E drept că a avut atunci o valoare care este limitată și despre care vom vorbi, dar ar cărui reprezentare este semnificativă pentru noi în noul legământ, când avem de-a face cu un alt templu al adunării. Noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, atât ca și comunitate locală, cât și ca indivizi. Iar Scriptura mai amintește despre templul lui Dumnezeu din cer. Haideți, în ideea aceasta a etapelor în care Dumnezeu a permis oamenilor să intre în comuniune cu El, pentru că templul a fost locul sacru pentru slujbe, pentru întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu. A fost locul unde în vechime locuia slava, era prezența lui Dumnezeu, iar în templul noului legământ este locul unde este prezent Duhul lui Dumnezeu. Să privim așadar mai întâi la cortul Domnului din Vechiul Testament, numit și cortul mărturiei sau cortul întâlnirii. Vom face puțină reprezentare pentru ca în mintea noastră să ne reamintim construcția lui, să privim mai întâi la componentele fizice, doar le voi enumera. Imediat după ieșirea poporului Israel din Egipt, Dumnezeu i-a convocat pe evrei după trecerea Mării Roșii la muntele Sinai. Moise a fost chemat de Dumnezeu sus pe munte și pe lângă toate legile și poruncile ce le-a primit, el a primit din partea lui Dumnezeu imaginea clădirii sacre ce trebuia construită. Astfel, în primul an după ieșirea lor din Egipt, au avut loc donații și s-a construit cortul. Așa încât la 1.01, anul al doilea, așa după cum citim în cartea Exod, capitolul 40, versetul 17, cortul a fost deja așezat. Deci pe parcursul unui an s-au derulat toate aceste evenimente. Să privim de la periferie, cortul era înconjurat de o curte a cortului, perimetrată de un gard, lungimea 100 de coți, lățimea 50, să socotim cotul la aproximativ jumătate de metru. Gardul era format din pânză, pe stâlpi de aramă și toate
obiectele din curte erau de aramă. Erau doar două obiecte principale, cu accesoriile necesare. Despre aceasta scrie pe larg, eu nu citesc, în capitolul 38 al cărții Exod, vă rețin doar cu titlurile. Aici, în curte, avem altarul pentru arderile de tot, unde se aduceau jertfele, și între altar și cort era ligheanul de aramă pentru spălare. Ne apropiem de clădirea propriu-zisă a cortului, care era formată din două încăperi. Locul sfânt, care ocupa două treimi din întreaga clădire, și locul preasfânt, cealaltă treime. În prima încăpere, în locul sfânt, existau trei obiecte sacre. Intrarea era dinspre răsărit, așa că am putea spune în partea stângă la miază zi era sfeșnicul în care ardea unde lemnul sfânt, în partea dreaptă la miază noapte era masa cu pâinile pe care le consumau preoții și care se schimbau săptămânal, iar în față, înainte de perdeaua pe unde era accesul în locul preasfânt, era altarul tămâierii. Rămânând aici în cartea Exod, în capitolul 37, puteți observa aceste trei obiecte din locul sfânt. Rețineți titlurile, facerea mesei, facerea sfeșnicului și altarul pentru tămâie. După perdeaua ce despărțea cele două încăperi, urma locul preasfânt, unde era așezat chivotul, acea cutie cea mai sacră din toate obiectele de acolo, acoperită de capacul ispășirii, care avea pe el doi heruvimi, acolo era locul prezenții și glasului lui Dumnezeu. Acolo era așezat norul lui Dumnezeu, de acolo vorbea Moise cu Dumnezeu, sau mai corect spus, Dumnezeu cu Moise. Despre acest chivot este scris tot aici, în Exod 37, în această lădiță sacră existau trei lucruri. Și despre aceasta vă citesc în cartea Exod, capitolul 25, versetele 21 și 22, cel mai de seamă obiect interior, 25 cu 21 și 22, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da, adică cele două table ale legii. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Un al doilea obiect din chivot a fost vasul cu mană, cum vă voi citi din Exod, capitolul 16, versetul 33. Și Moise a zis lui Aron, după porunca dată de Domnul, ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. Ce cu totul și cu totul deosebit a fost această lucrare când ne gândim că mana nu se putea păstra de pe o zi pe alta decât de vinerea pe sâmbătă, dar aici a fost păstrată un timp foarte îndelungat. Și cel de-al treilea obiect îl avem prezentat în cartea Numeri, capitolul 17. Este toiagul lui Aaron, cel care devenise vegetativ
Iată ce scrie în versetul 10. Domnul a zis lui Moise, pune toiagul lui Aron înaintea mărturiei ca să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Eveniment ce a avut loc după răscoala lui Core, Datan și Abiram. Mai menționez că locașul sfânt era acoperit de patru învelitori, prima din pânze de in, a doua din piei de capră, a treia din piei de berbece și a patra din piei de vițel de mare, iar pereții erau din scânduri poleite cu aur. Doar atât despre construcția fizică. Doar de atât avem nevoie în expunerea noastră, pentru că toate aceste obiecte au însemnătatea lor. Ele n-au fost așezate acolo doar pentru design, ca să nu fie camerele goale și să arate frumos că e locul prezenței lui Dumnezeu, cum am pune noi niște sculpturi sau niște flori. Ca și activități și slujbe ale templului, ale cortului, ele erau oficiate strict de preoți. Chiar dacă leviții aveau îndatorirea să le poarte pe cele mai speciale, pe umeri, pe celelalte, în car, ei n-au mai voie să pună mâna pe ele în mod direct, trebuiau învelite de preoți, împachetate și apoi cu drujii transportate dintr-o parte în alta, asta pe perioada deplasărilor prin pustie. Iată ce scrie în Levitic capitolul 3, versetul 38, despre dreptul leviților de a activa în templu și, evident, interdicția pentru ceilalți. Da, numeri, eu am greșit. 3:38, Moise, Aron și fiii lui tăbărau înaintea cortului la răsărit. Ei aveau să îndeplinească la sfântul locaș tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel, iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. Slujba cortului ținea în prim plan de relația lor cu Dumnezeu, prin prisma ispășirii. Astfel, se aduceau jertfe zilnice, una dimineața, una seara, și citim de pe asta doar în Enunț, în Exod, capitolul 29, pentru că focul de pe altar nu trebuia să se stingă. Versetul 38 și 39. Iată ce se jertfește pe altar, 2 miei de un an, în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfesc dimineața, iar celălalt seara. Lor li se adăuga jertfele adiacente. Apoi, în sărbători, începând cu sabatul, Paștele, Azimile, sărbătoarea săptămânilor, ziua trâmbiților, a ispășirii și a corturilor, se aduceau jertfe mult mai multe, pe lângă jertfa zilnică. Apoi mai existau ispășiri necesare întotdeauna, când cineva descoperea un păcat în funcție de statutul său și gravitatea păcatului, trebuia să meargă cu jertfa cerută de lege pentru a fi sacrificat animalul pe altarul din curte, iar odată pe an, în ziua a 10-a lunii a 7-a, marele preot intra pentru sine, familia sa și popor, singura dată în Sfânta Sfintelor și doar atunci era permis să treacă cu sânge dincolo de perdeaua ce despărțea cele două camere ale cortului. Să trecem acum la templul de la Ierusalim, construit de Solomon, despre care aflăm din Cartea 1 Împărați, capitolul 6, că
a fost zidit la 480 de ani după ieșirea copiilor lui Israel din Egipt. Un împărat 6:1, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Zif, care este luna a doua, a început zidirea și, potrivit versetul 38, a fost finalizată în anul al 11-lea, în luna a 8-a. Deci, în 7 ani, aproximativ 180 și ceva de mii de oameni au muncit pentru realizarea acestui obiectiv măreț. Totul a fost prelucrat la distanță, iar acolo doar au fost amplasate, legate împreună. Vreau să vă prezint un scurt traseu istoric al locașului din Vechiul Testament. În Exod 33 ni se spune că mai întâi de a fi construit cortul despre care am vorbit, iată ce vă citesc de la versetul 7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, și l-a numit cortul întâlnirii. Deci, prima locație a fost cortul lui Moise. Nu ni se spune ce s-a ales de el. Apoi a fost cortul construit de Bețaleel și Oholiab, care a urmat întreg traseul prin pustie pe durata a 40 de ani. El a fost construit, așa cum vă citesc din 25:40, că suntem pe aproape, după chipul care i s-a arătat lui Moise pe munte. Odată cu ajungerea copiilor lui Israel în Canaan, vă citesc aceasta din Iosua 18:1, cortul a fost așezat în localitatea Shilo, în vremea generalului Iosua. Acolo s-a tras la sorți înaintea Domnului și au fost împărțiți evreii pe semințiile lor. A rămas acolo pe toată perioada judecătorilor, până când fiii lui Eli, și despre asta citim în 1 Samuel 4, Hofni și Fineas, au scos din Sfânta Sfintilor chivotul, ceea ce era interzis, și l-au deplasat pe front în nădejdea lor iluzorie de a birui în război pe filisteni. Cum știți, filistenii l-au capturat, a fost purtat prin reședințele triburilor filistene, apoi trimis înapoi în mod providențial și, potrivit cu ceea ce scrie în capitolul 6, versetul 21, chivotul Domnului a ajuns la Kiriat Iarim. Acolo a rămas pentru o perioadă de 20 de ani și acești oameni din seminția lui Levi au îngrijit de el. Mai târziu, împăratul David, un doritor pentru a construi casa lui Dumnezeu, l-a mutat de acolo, potrivit cu ce vă citesc în cartea 2 Samuel, la capitolul 6, voind să-l ducă la Ierusalim. Dar fiindcă pe drum a avut loc incidentul cu moartea lui Uza, chivotul a rămas temporar în casa lui Obed-Edom din Gat, cum vă citesc în versetul 11. Mai târziu a fost dus la Ierusalim, așa cum scrie în continuare, și pus într-un cort special amenajat. Acum am ajuns pe vremea lui Solomon și pentru aceasta citim în cartea 2 Cronici la capitolul 1. Iată ce scrie aici de la versetul 4. Chivotul lui Dumnezeu fusese adus la Ierusalim și acum poate vă gândiți de ce s-a întâmplat cu restul cortului. Iată scrie. Versetul 3. Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Versetul 5. Acolo se afla cortul Domnului și altarul de aramă pe care îl făcuse Bețaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Deci, iată că era împărțit. Când a fost construit templul lui Solomon, vă citesc pentru aceasta din 1 Împărați, capitolul 8,
ambele corturi, și cel unde era chivotul și cel unde era templu cu toate cele multe obiecte, au fost aduse la Ierusalim. Iată ce scrie de la versetul 4. Au dus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort, preoții și leviții le-au adus. În paratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemat la el au stătut înaintea chivotului. Versetul 6, foarte important. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în sfânta sfintelor sub aripile heruvimelor. Deci din cortul inițial, pentru templul lui Solomon nu s-a mai folosit numai chivotul. De curte nu mai era nevoie, pentru că s-a făcut o altă curte de o dimensiune mai mare, pereții n-au mai fost folosiți pentru că noul local era dublu ca mărime, n-a mai fost nevoie nici de masă, nici de sfeșnic, nici de altar, pentru că aveau alte dimensiuni, nici de lighean. În noul templu, și vă spun aceasta doar pe scurt, puteți citi cine dorește detalii în 2 Cronici, capitolul 3 și 4, în loc de o masă au fost făcute 10 mese, în loc de un sfeșnic au fost făcute în sfânta 10 sfeșnice și în loc de un lighean au fost făcute 10 lighiene pe niște temelii speciale și totodată o mare de aramă. A rămas ca imagine din vechiul templu doar perdeaua dintre cele două încăperi, pentru că la ușa templului s-a făcut, la intrare în templu a apărut ușă. De asemenea, s-a făcut un pridvor foarte înalt și templu avea niște camere anexe. Dar imaginea sacră a rămas. Mai menționez că în fața templului existau doi stâlpi înalți de aramă și o altă mențiune, heruvimii din locul sfânt erau de dimensiune mult mai mare încât aripile lor atingeau pereții și chivotul acela vechi din dimensiunile de la cort a fost pus chiar acolo sub heruvimii. Am terminat cu partea expunerii fizice. Vreau să observăm simbolistica acestor lucrări. Gândiți-vă chiar de la ideea de la care am rămas despre rolul heruvimilor. Singurele imagini care au fost acceptate să fie zugrăvite și sculptate în cort și respectiv în templu. Dumnezeu este văzut în Scripturi ca unul care șade pe heruvim și totuși este ascuns, de aceea perdeaua și avea locul ei bine gândit. Obiectele din chivot, tablele legii, erau exprimarea caracterului și voii lui Dumnezeu, perceptibilă de oameni. Vasul cu mană era simbolul purtării de grijă a lui Dumnezeu. Toiagul lui Aron reprezenta alegerea divină, atât pentru preoți, cât în perspectivă pentru mântuire, pentru cei care sunt preoți și au permisivitatea să se apropie de Dumnezeu. Ca și simbolistică de ansamblu și unitară, imaginea curții și a cortului, a templului, prezintă accesul omului scos din rai și în etape reacceptat de Dumnezeu. El de asemenea este o imagine a trupului Domnului Hristos. Mai întâi când intrai la templu, te izbea imaginea flăcărilor și a focului de pe altar. Fără jertfe, fără vărsare de sânge, nu există acces la Dumnezeu. Dincolo de altarul de jertfe, te aștepta ligheanul sau marea de aramă, spălarea. Și toate acestea pentru noi înțelegem ce înseamnă. Apoi urmează lumina care vine de la Dumnezeu, dreptul de a fi servit de Dumnezeu și de a aduce ofrande curate, dreptul de a te ruga, altarul tămâierii și în final comuniunea cu Dumnezeu. Dar să citesc despre aceasta în Epistola către Evrei, la capitolul 10, unde sunt explicate. Iată ce scrie aici,
de la versetul 5. Până acum a fost Vechiul Testament, dar de acum nu va putea nimeni să spună că noțiunile acestea sunt pentru evrei. Epistola este către evrei, dar dacă vreți să beneficiem de harul care l-au avut evrei, trebuie să înțelegem ce a rânduit Dumnezeu pentru ei. Iată ce scrie aici de la versetul 5. De aceea când intră în lume despre Domnul Hristos, el zice: tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Versetul 10. Să prezentăm doar ideile principale. Prin această voie, accepțiunea de sacrificiu a Domnului Hristos de a ne relega de Dumnezeu, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Apoi, citesc de la versetul 19, unde avem dovada clară că întreg locașul sacru arăta opririle pe care Dumnezeu le pusese în fața omului ca să n-aibă acces la el până se realiza sfințirea, curățirea de Dumnezeu. Nu te poți apropia oricum. Versetul 19. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus, observați, totul pleacă de la altarul de jertfe, avem o intrare slobodă în locul preasfânt până în prezența lui Dumnezeu. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, iată îndemnul foarte practic, să ne apropiem cu o inimă curată, după ce am trecut prin toate fazele acestea de curățire, de purificare, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Amintiți-vă că la moartea Domnului Hristos, perdeaua sa despicat, făcându-ne libertate, acces la Dumnezeu. La Dumnezeul care era inaccesibil oamenilor în forma aceasta. Domnul Hristos a explicat foarte clar în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, deși n-a fost înțeles atunci, că prin el se va împlini lucrarea templului și că el privea de fapt pe el și trupul lui și slujba lui. Iată ce scrie Ioan 2 de la versetul 16. Și a zis celor ce vindeau porumbei la templu: ridicați aceste de aici. Casa tatălui meu nu este o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte de ce este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. De ce? Îl consuma pe Domnul Hristos râvna pentru acel local, pentru că era un simbol al trupului său și al lucrării sale. Iată ce scrie mai departe, versetul 19. Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Adică, prin ceea ce fac eu, se anulează lucrarea fizică a acestui templu și se constituie altul, despre care vom vorbi imediat. Versetul 21. Dar el le vorbea despre templul trupului său. De asemenea, revin la Evrei, capitolul 8 de data aceasta, vorbind despre templu, au amintit deja că templul de pe pământ s-a făcut după o imagine din cer. Iată ce scrie aici de la versetul 1, Evrei 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnii al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort. Deci cel din Vechiul Testament a fost o imagine, care a fost ridicat nu de om, ca cel despre care am vorbit, că a fost construit de oameni, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu darul și jertfe. De aceea era trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Preoții de pe pământ fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Și Domnul Hristos și-a intrat în rolul de mare preot într-un templu din cer. De aceea, în nou legământ, și pe aceasta voi insista, templul capătă o dimensiune extinsă. Noi suntem templu aici, dar camera cealaltă a templului este în cer la Dumnezeu. Dar suntem în același timp un singur templu. Noi trupul aici, Domnul Hristos cap în cer. Ciudat. Și totuși suntem foarte relaționați, foarte legați. Iată ce scrie în ideea aceasta în Evrei 2, citesc de la versetul
17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să poată face ispășire pentru păcatele norodului. Și în 4 cu 15 scrie foarte clar, căci n-avem un mare preot. Deci Domnul Hristos nu e numit mare preot doar așa fictiv. El este mare preot în templul din cer, unde a spune este o cameră, și în templul de aici, al trupului său, care este cealaltă cameră. Versul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Noi avem direct acces până la el. Prin el, de fapt. Accesul este totuși mijlocit de el. Ei, în ideea aceasta, haideți să privim la templul sau la templele Noului Testament, insistând puțin asupra templului din cer ca să lămurim lucrurile. Evrei, capitolul 9. Citeți de la versetul 8. Prin aceasta, Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum. Acum rețineți de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut din mâini, adică nu este zindirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Deci din nou templu, locul preasfânt, unde v-am spus, era doar chivotul și unde era prezența lui Dumnezeu și unde n-avea voie să intre numai marele preot, momentan acolo numai marele preot, Domnul Hristos. Niciunul dintre noi n-am fost acolo decât prin intermedierea sa. Rugăciunile noastre se duc la Tatăl în numele său. El însuși mijlocește pentru noi. Repet, a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, deci nu anual și în mod repetat cum o făceau preoții în Vechiul Testament. Ei erau limitați, jertfele erau necorespunzătoare, nu putea un animal să justifice un om. Domnul Hristos a luat trup de om și ne-a justificat odată pentru totdeauna, așa cum scrie aici în continuare, cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Iată ce scrie și la versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, acesta este un aspect pe care noi nu-l cunoaștem suficient. Și cerul a fost murdărit de păcat. În ce fel a făcut Domnul Hristos sfințirea și pentru ceruri? Biblia nu insistă că nu-i partea noastră. Și apoi versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, nu în templu de la Ierusalim. El n-a fost din seminția lui Levi. După chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El a intrat și a rămas acolo, la dreapta măririi. Este socotit a fi în Sfânta Sfintilor, cum este văzut și în Cartea Apocalipsei, unde se fac referiri despre templu din cer. La un moment dat, Ioan, în viziunea sa, vede o imagine a templului, unde Domnul Hristos este în intimitatea cea mai desăvârșită a Tatălui. Moise stătea doar lângă capacul ispășirii, învăluit de heruvim. Domnul Hristos stă acolo lângă Tatăl, care este învăluit de aceste ființe cerești încă necunoscute nouă, în mod înțeles. Deci lângă Sfânta Sfintelor din cer, de care trebuie să ne bucurăm, acolo este punctul cel mai însemnat a întregii noastre mântuiri, apare templul adunării locale, unde noi suntem acceptați ca preoți. În Sfânta aveau voie să intre și preoții, nu numai marele preot. În adunarea locală noi toți suntem considerați ca preoți ai Domnului. Dumnezeu a și pregătit adunarea locală prin sinagogile din vremea exilului. Evreii nu știau decât de un singur templu în țară. Dar de îndată ce Dumnezeu a împrăștiat, i-a nevoit să-și facă adunări locale,
prin care Dumnezeu vroia chiar să arate că în viitor adunările vor fi grupuri de oameni în diferite localități pe unde vor fi credincioși. Dacă în vechime cortul a trebuit construit numai din anumite materiale, aranjate și gândit după înțelepciunea venită de la Dumnezeu, la fel în Noul Testament noi suntem natura prelucrată de Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, citesc de la versetul 9. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Și noi acum în ideea lecției noastre știm, noi suntem sfânta templului, încăperea aceasta. Versetul 10, zice Pavel, după harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca o meșter zidar înțelept am pus temelia. Dacă în vechime, înțelepții aceia din vremea lui Solomon și apoi și mai înaintea lui Moise au construit, acum apostolii sunt meșterii. Și iată ce zice el, de la versetul 12. Dar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, materiale din care s-a construit și Vechiul Testament și le rămân ca un simbol pentru credincioși. Lucrarea, observați, ca și în vechime, aici se fac prelucrările. Dar când vom fi puși în templu despre care voi vorbi la final, noi suntem deja fățuiți, ne este dată forma corespunzătoare, noi vom fi amplasați direct într-o lucrare bine gândită de Dumnezeu și care nu corespund, cum zice aici, că unii sunt fân, trestie și paie, vor fi eliminați. În mod logic și natural, posibil să fi fost pietre care n-au putut fi prelucrate, au fost aruncate la rezid, atâtea alte materiale, lemn și așa mai departe. S-a ars, s-a consumat, dar ce a putut fi format și desăvârșit a rămas să fie pus ca și cărămidă sau ca și ingredient, ca material de construcție în templul de atunci și noi suntem zidiți în templul noului legământ. Tot în ideea aceasta scrie și Apostolul Pavel și Petru, acum vă citesc din Petru, 1 Petru capitolul 2, pentru ca să observăm că apostolii aveau imaginea aceasta. Chiar dacă ea ne este detailată numai în evrei, iată ce scrie în 1 Petru capitolul 2. Citesc de la versetul 4. Apropiați-vă de el, de Sfânta Sfintelor este, și acum noi cu partea noastră de clădire ne apropiem de el, piatra vie lepădată de oameni, dar leasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acum să nu vă pară ai suspect că noi în același timp suntem numiți și clădire și preoți. Adică noi suntem și pereții, dar în același timp noi suntem și preotul care intră între pereții aceia și face slujbă, după cum și Domnul Hristos a fost și preot și jertfă. În înțeles pământesc e imposibil. Da, în mod simbolic, lucrul acesta este foarte posibil. Iată ce scrie apoi de la versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, altfel n-am avea acces în templu. Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Și fiindcă acest templu este în extensie, noi trebuie să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Zice apostolul mai departe, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Pentru toate acestea să fie slăvit Domnul. Deci Dumnezeu nu are nimic cu clădirea. De fapt, expresia consacrată este eclesia, adunarea celor chemați. Expresii în Vechiul Testament valabile pentru adunarea întregului popor sau pentru adunarea de la sinagogă. Doar din jurul anului 200 apar clădirile în istoria bisericii. Până atunci se adunau și ei când se gândeau la adunare, când vorbeau despre biserică, aveau în vedere strict adunarea credincioșilor. Într-o altă ipostază, și despre aceasta vă citesc din cartea 1 Corinteni, la capitolul 6 mai întâi. De la versetul 19,
Este văzut ca și templu, dar vedeți, toate acestea sunt noțiuni simbolice și permit aceste imagini diferite. Trupul nostru. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cum gândiți-vă ce valoare are trupul nostru? De aceea, ascultați-mă, vă citești din 1 Corinteni, capitolul 3. Iată ce scrie de la versetul 16. Aici referirea primară este la adunarea locală, dar se întrepătrunde cu trupul nostru ca templu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deci după cum în Vechiul Testament în acel cort se cobora slava lui Dumnezeu prin nor sau prin stâlpul de foc, la fel, în biserică și chiar în ființa noastră locuiește Duhul lui Dumnezeu. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Deci cine aduce o atingere adunării locale este foarte vinovat. Și de asemenea cine se poartă, aș spune, într-un mod neglijent sau își desacralizează trupul, este considerat că distruge templul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că mai întâi, vă spuneam, de aceea am prezentat istoricul, Moise și-a luat cortul lui și l-a pus afară din tabără și a devenit cortul Domnului. Apoi evreii au donat materiale pentru cort. La fel, în momentul pocăinței noastre, trupul nostru nu mai este al nostru. El devine proprietatea lui Dumnezeu, devine templu. Duhul Sfânt locuiește în el și le-a în stăpânire. Noțiunea aceasta ar trebui să ne dea o înaltă stare de sfințenie. Prin sfințire și consacrare, noi trecem prin etapele acestea, jertfire, spălare și devenim templu, unde se fac slujbe. Ființa noastră este efectiv sfântă, e proprietatea divină, repet. De aceea zice Pavel și în Roman 12:1, un verset atât de important: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Obiectele din templu trebuie să se regăsească în slujirea adunării și în slujirea particulară. Vă spuneam că locul cel mai sacru din cort și respectiv din templu au fost tablele legii. Unde se regăsesc acestea acum? Iată ce scrie prin Ieremia la capitolul 31, versetul 33, pagina 770. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Chivotul este în mintea noastră, locul cel mai înalt. Deci în același timp Dumnezeu locuiește în cer, în Sfânta Sfintelor, ceva ce e greu de înțeles pentru noi cum funcționează, și în același timp locuiește în noi, pentru că este tot templul lui, legat unul de celălalt. De aceea, zice apostolul, ca Dumnezeu să ne sfințească în întregime și trupul, și sufletul, și duhul, și să fie păstrate pentru Dumnezeu aici și pentru revenirea sa. Vreau să punctez înspre final, legând imaginea vechilor locașuri sacre cu imaginea Noului Testament, că vechiul cort sau templu a avut un mandat temporar. A fost făcut numai simbolic. Așa îi place lui Dumnezeu să lucre cu arhetipuri, cu prototipuri. De aceea în Vechiul Testament l-a rânduit pe Iosif să fie o imagine a fiului său vândut și care își răscumpără neamul. L-a rânduit pe Avram să fie o imagine a sa însăși ca unul care jertfește fiul, dar nu-l pierde. La fel Dumnezeu, ca unul care a creat cosmosul și îi plac și lucrurile materiale că le-a creat,
a creat această schiță a templului, a imaginii lucrării și planului Dumnezeu de mântuire. În ideea aceasta se ridică o întrebare ispititoare. Se va mai construi un alt templu fizic? Sau s-a încheiat mandatul lui în Vechiul Testament? Și acum lucrurile sunt totalmente simbolice. Pentru că sunt speculații conform cărora Ieremia sau vreun altul dintre preoți înaintea robiei babilonene, când a fost distrus templul lui Solomon, a ascuns chivotul. Sunt acum investigații și lucrări arheologice în zona muntoasă din Israel și în partea de sud, ca să se recupereze parte din materiale consumabile sau să se refacă și alte obiecte. Ideea care este, că tot are importanță. Toate celelalte la reconstruire le trebuie chivotul, că v-am spus că din cort în templu n-a fost mutat numai chivotul și acesta n-ar avea libertate să facă altul. Celelalte le fac ei, dar acesta ar vrea să-l mute mai departe. Însă, Scriptura Noului Testament nu ne arată, aș spune, absolut nimic despre necesitatea reconstruirii unui templu fizic. Că evreii și-ar face unul cu o conotație națională, religioasă, mozaică, culturală, este o altă chestiune. Ceea ce mă miră pe mine, deschideți să vă arăt un verset din Ieremia 3. De ce se pune pe seama acestui profet ideea păstrării chivotului pentru o ulterioară refolosire? Când iată ce scrie în Ieremia 3:16. Și dumneavoastră gândiți. Aici puteți studia și contextual, este vorba de recuperarea Israelului, că pe seama reconstituirii statului Israel se pune problema refacerii templului. Când vă veți mulți și veți crește în țară în zilele acelea, zice Domnul. Și acum rețineți câte negații sunt. Prima, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului. A doua, nu va mai veni nimănui în gând. A treia, nu-și vor mai aduce aminte de el. A patra, nu-i vor mai simți lipsa. Și a cincea, și nici nu vor mai face altul. Foarte categorică exprimare. Pentru că Noul Testament ne vorbește doar despre un templu cu înțeles spiritual. Nu mă pronunț asupra templului prezentat în Ezechiel 40-48, dar mă încântă ultima expresie de acolo, unde este scris în ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici, și asta pe mine mă transpune la finalul cărții Apocalipsa și a revelației biblice. Pentru că în Evrei, capitolul 8 și în capitolul 9 de asemenea, se insistă pentru limitarea uzului templului fizic la perioada Vechiului Testament. Iată ce scrie în finalul capitolului 8, un nou legământ arată desfințarea celui dintâi cu preoție, cu întreaga structură. Se vorbește clar despre legământul dintâi și legământul al doilea. Unul care nu mai stă în picioare și altul care s-a ridicat. De asemenea, tot vremelnic este templul trupului nostru. E o imagine a cortului. Întâi a fost cortul și apoi templul. Noi acum avem un cort și avem în cer clădire. Acolo e templu când intrăm în țară și acesta a fost foarte simbolic. Pentru că deși evreii au intrat în țară sub Iosua, ei n-au ajuns la granițele făgăduite de Dumnezeu decât sub Solomon. Atunci a ajuns pacea. Acea vreme a fost împlinirea în împărăție când vom avea și noi templu, adică un trup nou. Chiar și adunările locale sunt tot o imagine temporară când se practică închinarea în duh și în adevăr. În duh, ceea ce presupune comuniune cu Dumnezeu, dar distanță. Noi ne închinăm aici, dar ne rugăm lui Dumnezeu care este în cer. Aici spuneam că e Sfânta, dar Sfânta Sfintelor este la distanță de an lumină, la Dumnezeu, în Rai. Și împlinirea a toate aceste temple și dispariția celor temporare va fi în Cartea Apocalipsei.
Iată ce citim din ultimele două capitole și cu aceasta am încheiat. Capitolul 21, versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea: la apariția Ierusalimului ceresc, pentru că mântuiții nici n-ar mai încape într-o clădire, oricât am face noi o catedrală de mare sau un locaș de închinare. E prezentată o cetate. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Întorc pagina 21 cu 22. În cetate n-am văzut niciun templu. Vedeți că toate au fost imagini simbolice și ținteau spre comuniunea noastră veșnică cu Dumnezeu? Pentru că Domnul Dumnezeu și la totputernic ca și mielul sunt templul. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, nici de vreun sfeșnic să lumineze. Pentru că slava lui Dumnezeu luminează și făclia este mielul. Iată că toate acestea au fost simbolice. Și finalul 22 de la versetul 3. Nu mai va fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Deci vom fi împreună. Nu va mai fi nici perdea între noi și divinitate, nici distanță cosmică, nu va mai fi unitate în Duh, vom fi de aceeași esență cu El. Atunci, repet, lucrarea cortului și a templului și a adunării și a prezenței lui Dumnezeu în noi va fi împlinită. Ei vor vedea fața Lui. Până atunci, totul este ascuns. Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte, nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Vom fi alături de îngeri care deja au acces în cartea Apocalipsei, întâlnim în intimitatea lui Dumnezeu, cu referire la templu, îngerii. Atunci vom fi și noi. Într-o expunere scurtă, desigur, n-am reușit să fiu suficient de explicit, m-aș bucura să păstrați imaginea câtorva idei ce vi le-am dat și să vă provoc să citiți în Scriptură mai multe amănunte și totodată să ne atragă lecțiile care vor urma, pentru că vor merge pe aceeași idee, purtând titlul generic Vechi și Noi. Vor vorbi despre preoția veche, despre noua preoție, despre o slavă a unui vechi legământ, a unui nou legământ, despre toate lucrurile care s-au schimbat prin lucrarea Domnului Hristos și totodată nu vom uita ca și acum în final să privim la perspectiva noastră veșnică. Când privești la o asemenea perspectivă a unui templu din cer, îți dorești ca împăratul David, și dacă ai avea palat pe pământ, Doamne, un lucru cel și-l doresc fierbinte, să locuiesc în casa Ta. Și prin credință, gândul ți se duce până la scaunul de mărire a lui Dumnezeu în cer. Acolo să ne ajute Dumnezeu să ajungem. Amin.